Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de God of War. Să continuăm. În episodul anterior am terminat în sfârșit cu acest teren foarte, foarte greoi, nasol. Nu, n-aș putea să zic, a fost destul de distractiv, adică am farmat o grămadă. Să dăm înapoi jocul. Give me challenge, pentru că am jucat pe normal exact cum v-am zis, pentru că a trebuit să farmăm foarte, foarte mult. Deci am farmat ore bune și era teroare pe hard. Stăteam foarte mult și era destul de dificil să ieșim în viață cu toate misturile câștigate. Dar am rezolvat, avem 100%, nilfeim, gata, completat. Puteam să mai farmăm pentru că aveam nevoie pentru upgrade-ul la armură, dar nu cred că vom avea nevoie de mai mult de atât, pentru că nu știu. Dacă vom avea nevoie, o să venim înapoi și să farmăm, dar nu cred. Nu știu dacă o să fie mai greu decât ăsta, Muspelheim. Muspelheim, sau cum naiba, mama, am niște nume să moară Jimmy. În acest episod o să mergem în Helheim, după aia în Alfheim. În astea două tărâmuri aș vrea să mergem. Și hai să-i dăm să zacă. Să ne ducem în partea asta. Momentanos. Mai avem încă 3 tărâmuri, după care terminăm și noi jocul în sfârșit. Cred că 3 episoade, 4 episoade maxim. Și mergem să încheiem și noi joculețul, că 60 de episoade. Asta mare gibe. Foarte mult, foarte mult. Bine, povestea nu e așa lungă, sincer. Povestea e foarte, destul de scurtă, adică n-aș putea să zic că e lungă. E, și mai au ăștia questuri? A recunoscut astea lui Invalde, chestiile de pe noi. Bun. Mai ai, tu ceva pe aici, să cumpărăm o piatră neapărat. Să o avem la noi. Aproape level 8 am făcut aici, avem o grămadă de strength. Dar nu știu, l-am văzut la cineva că avea armură și mai puternică decât a mea. Dar nu știu cum. Aia de ziua cred că care o iei de la final, nu pot să-mi dau seama. I don't know. Deci era 460 la strength. Deci avea 460, ori o farmat aici la greu și-o dat upgrade-uri. Habar nu, chiar nu știu. Să zic vreo prostie, mai bine nu zic nimica. Dar nu pot să-mi dau seama. Deci noi am zis că mergem în, iar să vedem, în Helheim, ok. Acolo m-a rămas un artefact de luat și nu mai știu, mai o chestie, ia. Yeah. Artefact și, avem un valchire de omorât, ia vezi. Ai, n-ar trebui să fie destul de ușor acum, adică avem echipament, ia că sare cu ăsta, ia la bun. Ăla care sare și ne rupea în două. Ia că stare curios cum o să ne descurcăm acum cu acel valchire, să vă mai primi damage-ul ăla infernal. Alhaim, Helheim, aici vreau să mă duc pe tuțu. Să vedem cum vom reuși să învingem Valkyrie. Cred că din prima o să mă luăm Valkyrie și după aia o să ne ocupăm și de artefact, să vedem unde e. Oricum e o zonă destul de micuță, trebuie să găsim destul de lejer. Nu o să ne ia foarte mult timp. Hai tati, hai! Up! 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 Up, up, haide, haide, avem treabă, tati. Da, și după acest joc vreau să iau o pauză, pentru că am alte chestii de, am alt proiect pentru ceva mai târziu, în timp trebuie să învăț anumite chestii și o să vă vorbesc la momentul respectiv. Vreau să învăț ceva 100%, știu în mare parte, dar nu vă zic despre ce, o să vă zic atunci. O să luăm o pauză destul de lungă, nu știu, cam un an de zile, cred. De la jocuri. După o să revenim în forță. Iară. La un alt nivel. Bine, la jocul mă refer jocuri care necesită un timp foarte lung.
Aveți voi în coane norociților. Hai, aveam portalul și nu știu de ce nu am dus cu portalul. Bă, n-ați destul de tare ăștia. Care star? Bine, star pentru când dau cu arma care nu trebuie. Acum nu mai star. Ia, luați voi de aici. Ia. Ia. Parcă nu mai simțiți așa tare. Dar noi trebuie să ne ducem la Valkyrie, zice aici. Da. Avem aici Valkyrie-ul. De merit. Episodul următor o să mergem în Midgar, cred. Să învingem împărăteasa. Măreața regina a Valkyrie-lor. O să fie nebunie episodul următor. Deci neapărat să-l vedeți. Să ne ducem direct acolo. Să plătea artefactul să fie tot prin zona ei. Acesta e ultima Valkyrie pe care trebuie să le eliberăm. Și să vedem, să aflăm la final, cred că, cum au fost ele prinse în această capcană, să zic așa, iată. Să vedem, cred că împărăteasa, regina știe mai multe. Ea le-a închis, cred. Dar vom vedea în episodul următor. Momentan, hai să vedem dacă suntem în stare. Să zicem ce damage dăm acum stare cruz. Ha! E ok. Dar e ok. Ah, loviturile astea, urâsc. Dar parcă nu mai primim atâta damage, măcar mâncați-aș gurata. Uite, eram morți aproape. Deci eram aproape morți. Ia, vino încoa. Vino la tata miticuță. Da, e altă viață. E altă viață acum, tate. Deci eram morți. Avem dublu, adică chiar triplu aproape. Față de cum aveam, ce aveam 100, avem acum 200, dublu. Ce vorbești? Trecea, nu ne mai luăm damage. Totuși încă e destul de puternică. Săritura asta... Deci nu aveam șansă dacă nu ne luam echipamentul ăla. Ua! Dacă mai are mult, nu are mult. Ah, m-a prins. Dar parcă am și eu un pic de rezistență. Parcă mă lupt și eu cu stil. Nu, nu e bine. Da, cred că vedem cu deces aici. Avem piatra, avem piatra. Și acum nu o să-i dăm nicio șansă pentru că vom intra în stilul cel mai puternic al nostru. Ia vino încoa. Ia de aici. Bum. Bum, bum. Oh, nu. Să vezi cum îi dau eu cu deces. Cum am jucat ca bou. Mamă, trei sărituri una după alta, mâncați așa. Bro! Trei una după alta din nou. Cred că-i dau cu deces. Am jucat cu tine destul, gata. Gata. Gata, până aici a fost. Până aici. Până aici, tate. Era să ne bat, deci era să ne bat. Foarte puternic, că n-aveam nicio șansă dacă ne luam echipamentul. Asta cea mai puternică a fost, dintre toate. Cea mai puternică. Și aia din Helheim a fost puternică, aia am bătut-o pe normal. Și aia era foarte puternică. Exact. Queen a făcut toată asta. That's the mystery we're trying to solve, milady. Asta trebuie să afle. No. Nu știi nici asta. Those who died in battle will not see Valhalla. Will not see Valhalla. Overflow with the souls of the departed and drown Midgard in a sea of vengeful corpses.
No greater shame exists for a Valkyrie. I must go. Attempt to staunch the bleeding. Farewell. Farewell și ție. Da, ne trebuie să luăm căpățâna. Să mergem să o invocăm pe mareața impostoare, să zic așa. Da, destul de puternic asta. 6 de nopt? Deci mai îs două încă. She imprisoned the Valkyries to defy him. Sigrun hated Odin, no doubt about that. But her duty, her responsibility. Ar mai fi una, ca 8 ar fi chiar cu Ui, nu cred. Nu ar putea, nu feim acolo, unde n-am fost încă niciodată? Ar putea. Ce am luat aici, ceva legendar. Second Grand, așa, explozim, no, for next. Ok, bun, bun, bun. Ia că am luat un păr, chiar să vedem. 10 runic, 10 cold, da, no, mersi. I'm afraid I don't know. She could be anywhere, any realm. We'll find her. We have to. All of Midgard is counting on us. Bun, și mai luat aici niște chestii. Artefactul nu-i pe aici? Oare nu am luat și artefactul? Nu am luat și artefactul. Trebuie să găsim artefactul toate. Ultimul. Hai să vedem unde ar putea fi. Cred că pe aici când ia pe la Valkyrie. În rest... I don't know. Pe aici pe undeva. Uită-l. Uită-l unde era, mă. Zis eu. Undeva pe aici. Afară n-avea unii, că am căutat foarte bine. Și am 100%. Am terminat cu Helheim. Perfect. Hai să ne ducem partea aia ca să mergem în alt. În alt râm, să zic așa. Să vedem ce mai... Ce vom mai da? Nu știu unde o să merg acum. Deci mai avem nevoie de încă un Valkyrie, state. Ultimul. Bine, cred că e ultimul. Dar nu sunt nou chiar să fie 8 de ăștia și 8 prinși și 9-lea să fie Queen-ul. Fie Regina, cred. Nu știu, vedem. Vedem tătuțul. Momentan e bine. Mă băieți, ne luăm adio și la acest tărâm. Deci acum ne îndreptăm în Alfheim. Aici avem multe chestii de luat. Deci ăsta ar mai fi complicat, ăsta ar fi foarte scurt. Deci Alfheim-ul. Aici avem chiar multe, multe de descoperit și destul de mare. Da, da, da. Destul de măreț. Vreau să mă duc în Svaldheim, dar nu putem. Pentru că nu le-a blocat și nici Asgard-ul. Alfheim, Muselheim, Vanaheimus, nici asta nu e blocat, Jontheim, Alfheim. Hai să vedem, tate, că aici avem o grămadă de chestii de cerșetat, o să zic așa. Foarte multe chestii. Încă două chesturi legendare trebuie să luăm. Artefacte, corbi, faile. Aici o să stăm foarte mult. Alfheim. Mm-hmm. I missed its gentle breeze and the sweet smell of honeysuckle and blood. Well, judging by the sky, the light elves are in control of the light this time. Explain. You see, the light elves are dark elves. But did you also know that the control of the light has changed hands no less than 213 times? Really?
Ia vezi. Deja am găsit ceva. Nu pot să citesc. And argue they're simply fighting for survival. But the fact of the matter is, the war has been going on so long, they don't know who they are without it. Ok, și ce ar trebui să fie asta? Să fie un corp aici? Can you read it? Yes, sir. What does it say? It's about the eternal war for the light. Do you think it'll stop now after what we did? Unlikely. Așa, cercem ce putem. Deci au venit mălănui de ăștia. Bine, de level 4. Level 4, n-aveți că rezistă? Ia să vedem cu ăsta. Ce-mi place asta. Ia, le-ai pula în giule. Până când, tătuțu. Dar aici era un chest, l-am luat deja. Bine. Cred că mai e ceva în spate. Sper. Sper că totul bine și frumos. Mergem mai departe. Deci să luăm și barca să mergem partea aia altă, tot aici, la templu. Da, vreau să mai cercetez un pic și zona asta. Cred că încă n-am cercetat-o așa de bine prima dată. Mamă, ce... Mă, de flori. Aici Ferraro, aici nu mai nimic a mâncat așa gura ta. Absolut nimic. Chiar că nimic. Măi, ei, o fi toate pe partea altă, mi-e destul de greu. Cred asta. Dar așa o fi. Mergem în partea altă, să vedem. Timpul ăla. Gala nu l-am cercetat extra bine. Ar putea să mai fie pe aici. Spartalfheim means land of the dark elves. Right? Right. But you said the dark elves have been here now for a really long time. And anyway, they're supposed to be from Svartalfheim. They don't look like dark elves. Don't you think so? Then you are vastly more perceptive than the Aesir. They're the ones who. Apparently can't tell the difference, and they're the ones who came up with that name. Dwarves actually call their home realm Nidavellir. So the dark elves aren't from Svartalfheim at all? Not even a bit. They're just elves of another color. Nobody knows who came first, but they all come from Alfheim. Oh, alea, dar nu putem să le facem nimic la astea. That is adorable. Huh? It is the way of the world. Oh. Well, that's sad. Dar noi ne învârtim în cerc acum, dacă n-ați observat. Dar nu, cred că nu poți să oprești nicăieri. Pe aici, pe undeva. Pur și simplu... Îi învârți în cerc. Nici mai mult. Da, mergem direct acolo, să vedem. Direct în templu, tate. E cercetat asta toate. Asta, cine știe, e destul de măreț Alfheim-ul. Deci avem de cercetat, bine. Hai să-i dăm să zacă toate. Mamă, ce cu targetul ăsta? Hai că iară, să uităm eu. Nu puteam să iau targetul de la ăla. E prieten și ar fi un chest, deci știi că ar mai fi niște zone de cercetat. Să ne întoarcem un pic. Să ne întoarcem, să luăm undeva în dreapta pe acolo.
Deja am fost prin zona asta, că văd că am făcut un pont, nici nu mai aduc aminte, adică e cu foarte mult timp de când nu am mai fost pe aici, nici nu mai știu de unde am venit, de aici am venit, oare? De aici am venit, nu? Da. Să luăm în dreapta. Undeva pe aici. Cred că mai încolo, da. Uite că avem și... pe aici n-am fost deloc, bă. Bă, băieți, pe aici n-am fost deloc. Da. Și o zonă nouă unde nu am fost. Holy shit. Level 3. Bine, o să fie foarte lejer. Că zona e destul de veche, adică trebuia de mult să venim pe aici. O să avem probleme. Sau cine știe? Poate, poate că vom avea și probleme. Ce am mai râs? Uite-l și pe ăla. Eu cum fac eu aici, mâncați aici pe ăla, că nu pot să-mi dau seama. De fapt, ea, dacă fac așa, bam, 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 nu merge. Nu merge, asta trebuie să mă urc sus, bă, trebuie să mă urc sus, da. Hai să vedem ce face chestia asta. O să sar și eu acolo, nice. Trebuie să mă urc sus pe acolo. A, s-a închis, lol, să fie rapid. Iha! Vino la tata! Careful! N-am probleme toate, zeu acum. Cea mai bună armură din joc. Bine, nu știu dacă e cea mai bună, dar... e una dintre cele mai bune. A, și asta bineînțeles că nu o să meargă. Aici e manevră, bă, că nu pot să dau un ăla. Aici e manevră și nu știu care e manevra. Hai să luăm un pic pe aici. Vedem ce se întâmplă. Mamă, nebunii, vezi că avem chest. Și trebuie să nimerim, să vedem care e ăla bun. Deci... care n-a standa, nu? Ăla. Ăsta nu. Deci ăla, ăsta. Nu. Ăsta, ok. Mamă, stai că trebuie să le pui și în ordine, bro. Dai să aprind iară. Nice. Să fie rapid. Și bombardier. Da. Symbol of menace. Fișelău, un frezelău. Bine, că am găsit chestul ăsta. Pe aici văd că nu mai e absolut nimica. Atreus, to me. Dar trebuie să mă duc pe afară, cred, undeva. Pe aici nu pot să fac nimic. Uite aici, aha. Ia să vedem, va rămâne. Nu, bă, se face înapoi. Face înapoi și aia. Nu pot să mă urc pe aici? Nu pot. E ce manevră, nu pot să-mi dau seama. Vedeți că e o intrare. Dar de acolo de sus doar pot. Se surc acolo sus. Traseu bombarder. Ia. Deci înapoi acolo. Aici trebuie să fie șmecheria, cred. Deci dăm în astea. Bam. Bam.
nu se... Nu prea nimic. E să fim, cred că, rapiz. Ăla-i. Ăla-i tătuțul. Deci trebuie să fim doar rapiz. Și aici mai avem realm, realm Encantor-ul, nu? Da? Hai să vedem ce, ce scoatem din acest tărâm. Bombardier. Ia. Oh. Ce faci, bolanciule? Hop, așa. Ăla a căzut jos. Ia bolanjiule de aici. Protection of the Valkyrie. Avem, avem parcul ăla pe noi pus și de-aia. Ce am luat noi de aici, acum la final? E mic. E mic tătuță. Ok, și văd că drumul poate să duce pe aici, adică. A, și aha. Ăla-i tătuțul. Am ieșit aici sus. Am ieșit aici sus, tate. N-ai văzut o repara, n-am dat în toate trei. Așa. Un artefact pe aici. Nu, spoil of war. 3 din 6. Ok. Nu cred că mai e nimic pe aici. Coborâm jos. Pentru că drumul continuă pe aici. Ia vezi. Ia-o pe asta, tate. Ia-o pe asta. Hai să cercetez mai întâi. Deci nu e nimic. Trebuie să facem ceva de la mecanismul ăsta. A, trebuie să le punem cumva. Sunt o știi cum. Ca să le nimeresc. Bine, cred că așa ar fi. De fapt nu, bă, ia. Stai că vreau să văd ceva. Vedeți că lampi ăla. Așa ele se duc. Aha. Deci în timp ce trebuie să fiu la milimetru. Sunt de greu. Nu s-a blocat. Am acandat în toate trei. Nu știu cum ar trebui să le pun aici, jur, n-ai creștea. Vezi că avem chest-ul aici și trebuie să facem noi cumva într-un fel ca să explodeze astea, nu știu exact cum. E asta. Trebuie cumva tot așa cum a fost prima dată. Văd că a fost aproape. Trebuie să le prindem pe toate trei în aceeași linie. Și am dat la maxim. Ei aștepte, da, da, acum cred că o să prindem. Pro, am dat în el. N-am prins. Trebuie din nou să dau. Okay. Am fost aproape, n-aia și mie, trebuie să dăm până la capăt. El o să fie... în linie. Și atunci trebuie să lovim. Perfect, trebuie să lovim. Acum am nimerit. Nice. Ăla-i tătuțul. Cine a dat? O amuletă? Bineînțeles că nu cred că e prea bună. Nu, prea bună. Hai, bine, nu mi-a dat de-ai. E level mic, dai seama. Uite pe ăsta, mâncața, așa ne-a ocărut. Ieși acasă, bolangiule. Și cred că am terminat cam cu insula asta, 56% deja. Frumos, frumos, frumos. A, uite că e regiune, deci ar mai fi de aici. Și acum să le iau, că nu înțeleg. Nu e aceeași chestie. Lol. Bun. Cred că am cam terminat cu insula asta.
Mergem mai departe. Și ar mai fi o insulă în partea cealaltă, tot așa una de asta, mâțățâcă. Abia cred că după vom intra în Marețul Templu. Hai să mergem. Aș vrea să termin în acest episod și cu Alfheim, ar fi super frumos dacă am terminat. Ca să nu mai rămân un episod cu Midgard. Și cu celălalt râm, uita cum îi zice, Muspehin. Ceva de genul. Deci aici trebuie să venim. O nouă are descoperită de către noi. Și avem aici un corb. Ia uita-l. Nice. Ia să vedem câți am avea aici, decât 2 în zona asta, perfect. Și mergem în stânga prima dată. Vezi cu un artefact aici. Dar și băiatul dă un damage, ia uitați-vă. Bam, man. Damage puternic. Să nu zici că atât era aici. Nu te cred. Pituțu. Atât? Really? Deci un artefact, nici nimic? Ok. Trebuie să fie un artefact pe aici. Dar și Crowley Viz. Ia uite, un puțu aici. Vezi că dau și cu scutul, tate. Au, avem aici un chest mititel. Hai să vedem cum naiba dăm noi în astea toate trei, că nu înțeleg din partea alaltă, poate. Cam da. Nu. Ăla-i? Atunci ce zis ăsta, mătățel? Forță. Forță, da. Eu vreau chestul ăsta, baban. Ăla-i, tate. E mic. Ok, și am sărit aici jos, uite și un artefact, cred. Da, spoil of war. Bun. Și cred că am cam terminat cu partea asta. Ce e aici? Încă un artefact? Nu. Am terminat cu partea asta deja. De fapt, toate aici n-am fost, în partea asta n-am fost deloc. Oh! Ce e aici? Am mâncat așa. Valkyrie? Să nu zici că e Valkyrie aici. Asta ar putea să fie al 7-lea Valkyries. Ia vezi. Hidden Chamber, da, Valkyries, tate. Valkyries, incredibil. Ia vezi unde era un Valkyries. Dacă am venit bine, s-a rău. Aici. Știa că terminăm într-un singur... Deci ăsta ar fi al doilea Valkyrie pe care îl omorâm. Acest episod, dar nu, o să încheiem episodul jos, oricum. O dragă de Slimul și pornim în episodul următor din nou aventură. O să fie așa aparte, să nu fie chiar doi Valkyrie într-un episod. Să ai un episod pentru fiecare. Da, prieteni, cam asta a fost episodul, sper că a plăcut, nu dați acolo un like, un subscribe și un share, iar noi ne auzim în episoadele următoare, în episodul următor, mai bine zis, când vom avea o luptă stravănă cu domnul Valkyries, care ne așteaptă acolo, uitați-l. Cele bune, respect, pa, pa!